precizez că de la începutul procesului de votare nu s-au produs evenimente de o gravitate deosebită în ceea ce privește ordinea publică. La nivelul IPJ Constanța s-au primit peste 30 de sesizări referitoare la posibile contravenții sau infracțiuni electorale, majoritatea fiind confirmate în urma verificărilor. Până la această oră au fost aplicate 12 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 13.000 de lei. Au fost întocmite 8 dosare de cercetare penală, două sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fraudă la vot, unul pentru dispariția unei ștampile dintr-o urnă, dintr-o secție de votare, două pentru coruperea alegătorilor, precum și altele, acestea fiind deja aduse la cunoștința dumneavoastră în cursul zilei de astăzi. Având în vedere amploarea activităților organizate pe parcursul procesului electoral, inclusiv în contextul acestei pandemii, prin dispozitivul de ordine și siguranță publică a fost suplimentat cu efective pentru a se asigura îndeplinirea misiunilor în cele mai bune condiții. Pentru un plus de siguranță au fost constituite și echipe de rezervă care sunt pregătite să intervină în cel mai scurt timp acolo unde situația o impune. Magali, înțelegem că sunt probleme, ne puteți confirma acest lucru, cum că s-ar fi găsit banii în mașini parcate lângă un supermarket pentru o posibilă mită electorală? În urmă cu puțin timp am avut o sesizare într-adevăr de la Mangalia. Este vorba despre un conducător auto care a fost oprit în trafic de către polițiști din cadrul poliției municipiului Mangalia. Acesta a fost legitimat și pasagerul din dreapta a fost legitimat, însă în momentul în care li s-a pus în vedere că trebuie să se supune indicațiilor polițistului în ceea ce privește controlul autoturismului, aceștia au refuzat, au părăsit autoturismul și nu au vrut să se supună. Astfel că au fost conduși la sediul Poliției Municipiului Mangalia, unde au fost audiați. În aceste momente, colegii mei au plecat împreună cu aceștia la autoturismul în cauză pentru a fi făcute aceste controale. În urma controalelor vom vedea ce vom descoperi. E ok? Am bătut câmpirea?